Mehedinţiul a fost județul cu cea mai mare prezență la vot în acest an. Mehedințenii au ieșit în număr cât mai mare la vot cu speranța de mai bine. Alegerile parlamentare 2020 s-au încheiat. Mehedințenii și-au dorit schimbarea, iar de la primele ore ale dimineții s-au prezentat la secțiile de votare. Cetățenii au așteptări la o Românie mai bună. Alegerile așteptă o viață mai bună și să fie bine pentru toți românii. Să nu mai fim dezbinați și președintele să fie al tuturor românilor, nu numai pentru o anumită parte din populație. Asta îmi doresc. Să avem o viață mult mai bună decât cea actuală. Cei mai mulți dintre cetățeni și-au pierdut speranța de mai bine și sunt profund dezamăgiți de șeful statului. Încerc să fiu, sunt în dubiu. Că orice am dorit noi, face tot ce vrea al nostru unic conducător, să nu-i folosesc expresia. Ce să vă zic? Ce așteptări aveți? Eu așteptări ca să vină cu niște programe, într-adevăr, pentru omul de rând, pentru absolut toată suflarea românească. Nu vedeți ce se întâmplă. Mai avem încredere în cineva? Nu. Numai că orice s-ar hotără, orice vrea, tot ce spune împăratul de la Sibiu. Ce să vă zic altceva? Sunt dezamăgit, sincer să fiu. Da? Asta e viața. Așteptări sunt multiple. Așteptări pentru o viață mai bună. Așteptări pentru un sistem medical mai bun. Așteptări pentru un învățământ bun. Și așteptări sunt foarte multe. Din cauza promisiunilor electorale nerespectate, oamenii au renunțat să mai creadă în politică și în politicieni. Românii au votat pentru schimbare. România are nevoie de un guvern capabil care are soluții concrete pentru condiții mai bune de trai.